Pe 13 decembrie este sărbătorit Sfântul Dosoftei, mitropolitul Moldovei, cel care a versificat psaltirea. În prag de Crăciun, Asociația Culturală Sfântul Mitropolit Dosoftei va sprijini 22 de familii nevoiașe cu copii care vor să continue școala, dar au nevoie de ajutor. Campania se află în derulare, iar Asociația Tinerilor Ortodoxi Suceveni intenționează să ajungă din nou la frontiera României cu Ucraina, în zona Mușenița, pentru a ajuta și familii de acolo. Asociația Culturală Sfântul Mitropolit Dosoftei este un partener fidel pentru Asociația Tinerilor Ortodoxi Suceveni și continuă să colaboreze pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Înființată în aprilie 2007 de părintele Justinian Cojocar, membru fondator și președinte Asociația Culturală Sfântul Mitropolit Dosoftei, a sprijinit până acum 460 de copii și tineri, cu rezultate deosebite la învățătură și concursurile școlare, cei mai mulți dintre ei fiind necăjiți de acasă, în lipsuri unii orfani. La toate cele patru ediții ale campaniei Susține Performanța ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, asociația a fost alături și s-a implicat cu dragoste și bucurie. Astfel, Asociația Tinerilor Ortodoxi Suceveni prezintă 12 cazuri de familii din mediul rural care au nevoie de ajutor, precum articole de îmbrăcăminte, rechizite, alimente sau sume de bani. Primul caz, mamă plecă. Copii, fată de 7 ani și băiat de 10 ani rămași cu tatăl, care consumă alcool. Al doilea caz, mamă plecată, băiat de 7 ani rămas cu tatăl. Stau într-o căsuță mică cu bunicii și o sora tatălui cu handicap. Cazul al treilea, tatăl plecat, două fete de 7 și 9 ani locuiesc cu mama într-o căsuță mică. Împreună cu bunica și o sora mamei bolnavă care face dializă săptămânal. Cazul al patrulea, tatăl decedat, fetiță de 7 ani locuiește cu mama într-o căsuță socială. Cazul al cincilea, trei copii necăjiți, băiat de 5 ani și fete de 7 și 9 ani. Nu au casă, locuiesc împreună cu părinții într-o căsuță bătrânească, oferită de o familie plecată în străinătate. Cazul 6, o familie cu 7 copii, băieți de 3 și 12 ani, fete de 2, 4, 6, 8 și 11 ani. Locuiesc toți într-o căsuță cu pereții deteriorați din mila sătenilor. Cazul 7, familie foarte necăjită cu 4 copii, băieți de 3 și 5 ani și fete de 6 și 7 ani, probleme pentru părinți cu alcoolul și violență în familie. Cazul 8, familie nevoiașă cu 2 copii, băiețel de 5 ani și fata de 12 ani, locuiesc într-o casă foarte dărăpânată, în condiții foarte grele. Cazul 9, familie foarte necăjită, condiții grele, fetiță de 7 ani și fetiță de 5 ani, care este foarte bolnavă, având o boală de sânge. Cazul 10, familie necăjită cu 6 copii, băieți de 7 și 15 ani și fete de 6, 8, 9 și 11 ani. Locuiesc într-o căsuță mică fără condiții. Cazul al 11-lea, familie necăjită cu 4 copii, băiețel de 2 ani, fete de 4, 6 și 7 ani. Locuiesc cu mama și bunica în două camere într-o căsuță mică. Iar al 12-lea caz este reprezentat de o familie nevoiașă cu 5 copii, 3 băieți de 6, 7 și 8 ani și 2 fete de 9 și 10 ani. Părinții beau mult, condiții grele. Persoanele care doresc să ajute își pot alege o familie, astfel încât să le pregătească daruri și să anunțe la numărul de telefon 0740310047, preotul Justinian Cojocar. În ziua de 22 decembrie, Atos va merge să ducă darurile, iar cei care doresc îi pot însoți.